Primul ministru al României, Victor Ponta, a anunțat joi seară la Suceava că vor fi verificate toate dosarele persoanelor avansate în grad în perioada 2010-2011 de fostul ministru al apărării, Gabriel Oprea. Pe lista ofițerilor în rezervă avansați în grad în ultimii 2 ani se află și fostul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și fostul vicepreședinte, Vasile Ilie. Începând cu colonelul Turcescu și terminând cu ceilalți colonei, cu colonelul Flutur, iertați-mă, stați că am uitat de colonelul Flutur, colonelul George. Colonelul George. Toți acești oameni și dosarele lor, evident, pe această temă, vor fi verificate de către Ministerul Apărării și dacă au obținut respectivele grade în mod ilegal, prin impostură, trebuie să răspundă. Nu știu, nu cunosc, n-am văzut asemenea dosare, am văzut și eu aseară și, sigur, am înțeles poate mai mult de ce anumiți colonei sunt atât de zeloși în lupta împotriva noastră.